N-am mai înregistrat minigame-ul acesta de un an, dacă vă vine să credeți. Și mi-ați spus foarte mult că s-a adăugat pe Mindplex, Christmas Kiss, și să-l încerc. Așa că haideți să încercăm. Mă enervează pentru că ori e lag, ori am cu echipieri proști. Foarte proști. Let's win. E exasperant. Vreau niște oameni buni care să pot să joc și să câștig. Știți minigame-ul de anul trecut, nu cred că e nevoie să vă explic nimic, trebuie să-l protejăm pe Moș Crăciun și vom trece prin câteva provocări, să le spun așa. Dar înainte să începem, vreau să vă anunț ceva. Ce destul de șmecher, deci, în primul rând, cei de la PC Garage fac un giveaway pe canalul lor, în care dau gratis ceva jocuri. Am lăsat un link în descriere și vă recomand să vă uitați și voi pe acolo. Poate cine știe veți fi voi câștigătorii, da? Și veți face rost de un joc gratis. Însă voi face și eu un giveaway în acest episod. Tot așa, datorită celor de la PC Garage, pentru că mi oferă șansa să fac astfel de giveaway-uri. Și mie mi se pare șmechere, pentru că vă pot oferi diferite periferice. Astăzi avem un mouse și un mousepad, aveți linkul în descriere dacă vreți să vedeți produsul. Și tot ce trebuie să faceți ca să vă înregistrați este să răspundeți în comentarii. Am zis de atâtea ori chestia asta încât credeți-mă că nici eu nu mai știu ce mai spun. Cred că e a treia oară sau a patra oară când explic toată treaba asta. Trebuie să răspundeți în comentarii la întrebarea ce ar dori să vă aducă Moș Crăciun anul acesta. Vreau și eu așa, sunt curios să văd. Da, deci răspundeți la întrebare și în aceeași zi, mai pe seară, voi face extragerea. Voi face extragerea și voi anunța câștigătorul. Câștigătorului îi voi da un mesaj privat pe YouTube și vreau să-mi dea și el mie mesaj privat pe YouTube. Pentru că eu de obicei când vă dau mesaj nu-mi răspundeți. Voi alege mai mulți câștigători, dacă câștigătorul respectiv nu-mi va răspunde și nu-și vrea premiul. Voi alege altul până când vrea cineva. Totul este gratuit și tot ce e nevoie este să fiți din România. Nu se poate livra premiul în altă țară, doar în România, oriunde. Da, deci absolut totul este gratuit, transport, tot, nu trebuie să plătești nimic. Ceea ce mi se pare super, dacă cei de la PC Garage îmi oferă șansa să fac astfel de giveaway-uri, că până la urmă nu sunt produse proaste. Nu e o tastatură la 20 de lei sau ceva gen, știi? Având în vedere că e gratis, n-aș înțelege de ce te-ar deranja să primești, da? Acum, lăsând la o parte giveaway-ul, haideți să continuăm aici, dar nu vreau nici să continui, pentru că trebuie să așteptăm, da? Am zis de două ori, da, se puțin că am ciudat. Data trecută mi s-a lăguit. Se lăguiește Moș Crăciun ăsta când trece podul. Mamă, și sper să fie niște jucători buni ăștia, ca să terminăm repede, să nu stăm să ne... Uite și cum se mișcă. Adică știu că mai plec și un server mare și chestii, dar nu mereu lăguiește. S-a dus ăla, nu mai duc. Great job! Ok, hai să vedem, deci mai e ăsta. Și ăsta e gata. E ăla de acolo. Mă împinge renul și dar recutăm, am împins renul de pe pod, dacă vă vine să credeți. Aole, unde ducem ăsta? Mă, nu sunteți în stare să... YouTube-ul la el! Ok. Trebuie să ne grăbim neapărat pentru că nu se mișcă repede moșul ăsta. Și Doamne, sper să nu mai lăguiască pe lângă rena și să nu mă... He pushed me off, vedeți? Și pe ăsta l-am împins renul. Și mi s-a întâmplat la fel, uite, a murit prostul. Oh my god, ce cadă este ca prostovani. Prima dată când am înregistrat episodul, v-am spus, asta este a doua oară când înregistrez. De fapt, mă rog, am înregistrat o dată. Dar s-a glitchuit facecam-ul. Și acum trebuie să înregistrez iar. Ah, oh, come on. Ah, hai că merge renul. Am uitat ce vreau să zic. Ce n-ai mai vreau să zic? Ah, da. Că prima dată când am înregistrat erau jucători foarte buni. Deci am rămas toți în viață până la final, dacă vine să credeți, și boss-ul ăla l-am bătut foarte repede la final. Zici că am făcut un fel de speedrun. Deci aici, cred că în 30 secunde a făcut unul chestia aia. Hai bă, moșule, mai repede. Am uitat că n-am voie să sar. Și acum asta ți-a damage. Eu mi-aduc aminte că asta nu-ți lua damage. Sau nu-ți dădea damage, nu primeai, da? Nu-ți scădea viața. Collect the presents, I'll try to open the gate. Nu, a ajuns unul. Bravo, mă, în sfârșit. Rapid. Și acum trebuie să rezolvăm asta. Aici stăteam mai mult, ca să rezolvăm labirintul, dar, na, că cred că reușim. Eram aproape de la trecută când l-a rezolvat altul. Deci, uite, pe aici trebuie să ne ducem, da?
După aia, pe aici. Dacă mai țin eu bine minte. Pe aici, pe aici. Și de aici m-am cam pierdut. Vedeți că acolo e ăla. Și nu știu unde trebuie să mă duc. Ah, trebuie pe acolo. Coborâm așa. Ah, e încolo. Cred că am rezolvat. Da. Stai, boys. They made a new path on the maze. New path, nu mă interesează că eu am rezolvat, boys. Are you fucking... What? Bă, unde am ajuns? Pe partea cealaltă, ești nebun? Aș putea să glitchuiesc blocul, să-l spar, dar... După aia mi-au bani. Mai jos. A, uite-l, mă. Watch out! It's some kind of snow monster. N-avea leaua că am găsit. Eu l-am fix aici, ești nebun. Jnebun. Se topește gheața. Trebuie să așteptăm, n-avem ce facem. Și se spawnează golemul ăla, știți voi. Așa, mă. Trebuie să-l nimerim cu arcul. Comeon. A, uite-mă că l-omoară ăștia, dacă ne băgăm toți pe el, îl batem repede. Oh my god, ce lag! Cad, unde mă golem? Aici. Dacă dăm toți în el ca lumea, îl omorâm repede. Uite, l-am spart! Da, că ne băgăm toți! Mișto că suntem mulți, știi? Îmi amintesc doar recută că nu erau așa buni jucătorii și mureau repede. Degeaba, boss, ești al nostru. E, și aici e partea grea. Aici e partea în care avem nevoie. Ce muri, bă, la mine? N-ave leaua. Și eu sunt un fel de Moș Crăciun. Ok. Și aici este beleaua belelelor. Pentru că cineva trebuie să facă parcurul și cineva trebuie să... Asta nu mai știu cu ce e. Nu mai țin minte exact. A, trebuie făcut parcurul ăla, mă? Eu nu mai înțeleg nimic, deci trebuia luat asta? Înseamnă că trebuie făcut doar parcurul? A, nu mai știu. Ha, mă, n-a ajuns nimeni la checkpoint. Se mișcau repede băieții, dar... A, uite, mă, a ajuns. Bun. Dar recută, parcă știam să fac ăsta. Hai să vedem. Mă enervează playerii, că nu poți să-i faci ieta. Come on! Wow, someone get fly hexed. And fly up there, oh my god. Ce hackerinos. Vrea el să bage hack-ul. Hai, mă. Ok, mai țineți... Mai țineți minte când am făcut snake parkour-ul? Holy shit, cât de greu. Ce mă se întâmplă? That wall of ice is blocking our path. A, a făcut ăla. Sări, boss! Woo! A ajuns ăla, mă. Oh, no! It's a frost giant! Oh, no! It's a frost giant! Sper că s-a destul de tare aia. Și acum trebuie să-l batem pe ăsta înainte să ajungă la moșu. Hai, mă, pregătiți-vă arcurile. Arcele. Ce face el, bă? Atacați el! Vedeți cât de repede îl bate? Nu știu dacă vă vine să credeți, dar odată ăla a ajuns la moș. Adică e cam greu de crezut. Și aici e cel mai amuzant. Hai că suntem 14, suntem mulți, dar cât eram 16. Dar merge și în 14. Îl batem imediat. Apare Pumpkin King sau ceva gen. Cu dovlecelul lui. Dar până vine moșu. What is this? Whose castle is this? I will destroy Christmas. Not even your pathetic friend. Oh no! No! Who are you? It is me, the Pumpkin King. It's the Pumpkin King.
Revenge will be mine. You will all die. My friend. Ăla are ceva cu John Cena și mai scrie și greșit numele. Hai mă să-i arătăm noi lui Pumpkin King. Trebuie să ne ferim de TNT că dă mult de meci. Doi bă, ial! Poal, poal, poal! Ia foc! Bum! A luat foc! Haideți băieți, nu muriți, nu mă lăsați la greu! Oare e mai bine să dăm cu arcul? Da, cred că mai bine dăm cu sabia. M-a pus TNT-ul fraierul. Mamă, cum mor ăștia. Cum să mor, mă? Nu! TNT-ul îți dă one shot. Dacă ai, te-a băgat pe TNT, ești mort. Wow, asta a fost aproape. E mort Pumpkin King-ul. No, not again. Collect the presents! Yo! Aha! Well done! You've saved Christmas! Am salvat Crăciunul! Woo! Bravo, mă, bros! Na, că am salvat Crăciunul! Încă o dată și anul acesta! Bun, noi vom încheia și episodul. Nu uitați de giveaway-ul celor de la PC Garage și giveaway-ul nostru de astăzi. Chiar sunt curios să văd ce vreți voi de la Moș Crăciun. Și vom încheia aici episodul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!